Bună! Sunt Carolina și astăzi vreau să vorbesc despre interdependența mineralelor, fier, zinc și cupru. Ele sunt minerale esențiale și într-un corp sănătos, în cazul în care nu este inflamație în tractul gastrointestinal, persoana când consumă produse, ele se metabolizează și dacă persoana mănâncă sănătos, echilibrat, atunci aceste elemente nimeresc la noi în corp și ele se metabolizează foarte bine. În cazul în care noi avem inflamații, de obicei apar deficitele. Din cauza că duodenul, țesutul intestinului au inflamații, ele nu se pot metaboliza. Astăzi vreau să explic interdependența între aceste elemente. Când noi consumăm produse și ele nimeresc la noi în duoden, ele se folosesc de aceiași transportatori care face ca aceste elemente să intre în enterocite. E un singur transportator comun. Și în cazul în care noi, de exemplu, sau consumăm produse care conține mai mult un produs, sau, de exemplu, în cazul fierului, nu consumăm produse care conțin vitamina C și atunci fierul mai puțin se poate absorbi. Sau invers, consumăm mai multe produse care conțin cupru. Dacă consumăm mai mult cupru, înseamnă că zincul o să cadă, fiindcă ele se contrabalansează una pe alta. În cazul în care oricum se mănâncă aceste produse. Mai departe. Da, cupru are impact asupra fierului, fiindcă cupru se folosește din transportator ceruloplasmina. Dar ceruloplasmina, ea nu duce fier, ea doar ajută la oxidarea din fier 2 în fier 3, în fier netoxic la noi în corp. Și această ceruloplasmina aduce fierul ăsta 3, îl aduce la transferină. Deci transferină ați văzut în analizele de laborator. Fiindcă asta e transportatorul fierului. Și reiese că dacă cupru e destul de mult, el are șansa să ajute fierul. Dar atunci la noi cade zincul. Și reiese că o persoană, de exemplu, este deficitar în fier. Dacă este deficitar în fier, neapărat trebuie să verifice zincul și să verifice și cupru. Fiindcă s-ar putea că una dintre ele e foarte, foarte scăzută. Noi nu vorbim undeva la nivel de mijloc. Noi vorbim când la persoană nu-i ajunge. Dar de ce? Fiindcă zincul este implicat în... Noi cunoaștem că el e pentru imunitatea noastră, că noi avem viroză. Ea participă în vreo 300 de reacții enzimatice. Dar zincul este foarte important pentru organele noastre sexuale. Și atunci, pentru bărbați, pentru testosteron și pentru femei, pentru ovare. Și reiese că o persoană care este deficitară în zinc de mult timp, da, el poate să aibă fierul mare sau cupru foarte mare, dar având zincul jos, are impact asupra testosteronului și asupra hormonilor feminine. Acum, însuși hormonii sexuali, când ei cad jos, mai ales cu vârsta de la 40+, asta are impact asupra profilului lipidic, asupra sistemului circulator cardiovascular. De aia, aceste elemente, ele trebuie ținute sub un control. Acum, dacă zincul e prea sus, clar că asta o scadă cupru. Dacă cade cupru, ficatul care produce proteinele, dar ceruloplasmina este o proteină transportatoare produsă de ficat, ficatul nu o să producă, în cazul în care o să vadă că cupru e mai puțin, el nu o să producă atâta ceruloplasmina. Și reiese că nu o să fie acel cineva care o să oxideze fierul. Și reiese că dacă noi, de exemplu, în dorința de a crea mai mult testosteron sau noi în continuu avem viroză și primim zinc, 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 dar nu tratăm tractul gastrointestinal, noi riscăm să ne cadă foarte tare fierul din simplu motiv. Și în plus asta el o să fie oxidat, fiindcă ceruloplasmina o să fie mai puțin, de atâta că cupru era mai puțin, fiindcă ficatul ca răspuns la nivel mai mic de cupru a produs mai puțină ceruloplasmină. Mai puțină ceruloplasmină, nu a avut cine converti fierul din fier 2 în fier 3, da? În fierul feric, și la rândul lui cade nivelul de fier în sânge. De aia, sănătatea tractului gastrointestinal este foarte și foarte important. Și reiese că am înțeles așa, zincul, dacă este prea mare sau prea mic, interferează producția de cupru, cupru, la rândul lui, o să aibă o relație cu ceruloplasmina, care oxidează fierul și îl duce la transferină și se primește care are impact asupra fierului și
ele la rândul lor la pachet o să aibă impact asupra hormonilor noștri sexuali. Dar hormonii noștri sexuali o să aibă impact asupra sistemului cardiovascular, lipidogramei și așa mai departe. Sper că v-am convins că trebuie să țineți tractul gastrointestinal sănătos. Pe slide-uri eu v-am pus informația în ce produs să conține cupru, fier și la fel informația despre interdependența acestor minerale. Atât pentru ziua de astăzi. Pentru cei interesați de consultații individuale, puteți înscrieți la carolinamagdanutrition@gmail.com și vă urez toate frumoase!